La acest corner, iată și raportul loviturilor de la Colts, 4-1 în favoarea Pandurilor. Capul lui Matulevicius este respins de Stăncioiu și vine al 5-lea corner al celor de la Panduri. Asediul continuă la poarta Ardelenilor, care până acum însă rezistă și puteau să aibă chiar avantaj mai mare de 2 goluri. Încă o centrare a lui Nicoară în 6 metri, ocazie uriașă a lui Erico da Silva, care din marginea careului mic s-a înălțat imperial, a plutit peste toată apărarea celor de la SEA și a reluat cu capul, însă această veșnică problemă a Pandurilor, Stăncioiu. Încă o dată foarte bună centrare a lui